eu am mai plantat rușii moldoveanu, da, la hectar. Și după ce l-am plantat, când am ajuns așa la maturitate, la al treilea etaj de roșii, a început să-mi lase vârful, să mi se doare, să mi se ofilească vârful, da, în jos. Da. Deci altceva nimic, nicio păturpină, totul era curat. Era în spațiu protejat? Da, în seră. Ei, vedeți, dacă e în spațiu protejat, acolo are probleme cu condensul. Și de-aia reacționează planta. Deschideți ușile, faceți curent. Ascultați-mă. Deci acolo în solar am avut patru soiuri de roșii. Da. Rila, Calina, Riana și Moldoveanu. Numai soiul Moldoveanu. Asta vă spuneam eu de fiecare dată. Nu toate soiurile se comportă în același mediu la fel. Puteți, da, să stropiți plantele cu amalgerol. Și atunci a eliminat stresul vis-a-vis de condițiile climatice. Substanța beltanol. Deci o singură dată se dă cu beltanol. Când? Care perioada? La plantare. La plantare. Cristina. Da, la plantare și puteți să repetați la 21 de zile. Dar în primele faze de dezvoltare ale plantelor, nu le lăsați să se îmbolnăvească. Dacă nu le-ați plantat, puneți în solar teracalcu. Am înțeles. La pregătirea terenului, teracalcu. La pregătirea terenului. La frunză, roșia deja la 4-5 etaje este de roșii, undeva la frunză și tulpină, unde pleacă frunza, face o pată maro. Deci acum ține asupra brațul la om. Dar sigur, acolo este pătarea cafenii, așa se spune. Trebuie, da, să preveniți asta începând după plantare, imediat, da, după plantare, la 7 zile, da, stropiți cu cabriotop, da, și un îngrășământ foliar. Poliplant. Da? Poliplant. După care, la 12 zile, repetați tratamentul. Ori cabriotop, ori cidelitop, ori ortivatop, ori ridomilgord, ori poliram, ori cupridin, ori sunt multe produse care le puteți aplica. Eu le-am făcut o scoteală, că n-am știut înainte, cu poliram. La 7 zile pot să dau cu cabriotop? Sigur. Deci merge. Merge. Am deci produsele care vi le-am spus, toate bine, da, produse sistemice. Am înțeles. Le aplicați până înainte de recoltare, după care schimbați, da, toate, da, produsele sistemice în produse de contact, ca să nu regăsim pesticidele în produsele agricole. Da.